Candidatul independent la funcția de președinte, Igor Dodon, este acuzat de ingerință în justiție. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, susține că, la indicațiile lui Igor Dodon, în ultima perioadă ar fi fost absolvite de răspundere penală mai multe persoane, iar pedepsele unora au fost reduse. Solicitată să comenteze acuzațiile, purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon, Ludmila Muntean, ne-a spus că acestea sunt nefondate. Închiderea dosarelor și eliberarea criminalilor pe bandă rulantă de către judecătorii promovați de Igor Dodon poate avea doar două explicații. E clar pentru toți că aceste acțiuni sunt orchestrate de justiția lui Dodon, sunt de fapt datoriile pe care el trebuie să le plătească pentru cei care au finanțat campaniile electorale anterioare și pentru cei care finanțează campaniile actuale. Mihai Popșoi a vorbit despre mai multe dosare de rezonanță. Printre acestea este cel al lui Grigore Caramalac, alias Bulgarul, al cărui dosar, în care era învinuit de banditism, estorcare de bani, tentative de omor și mai multe episoade de șantaj, a fost recent clasat. Un alt dosar la care s-a referit Popșoi este cel al fostului director al SIS, Vasile Botnari, condamnat pentru abuz în serviciu în cazul explozării profesorilor turci. Botnari a fost amendat cu 88.000 de lei și privat de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de 5 ani. Mihai Popșoi s-a referit și la dosarul lui Veaceslav Platon, care a fost eliberat din detenție în vara acestui an după 4 ani de pușcărie, fiind condamnat în dosarul Băncii de Economii. Purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon, Ludmila Muntean, ne-a declarat că acuzațiile lui Mihai Popșoi sunt nefondate, iar asemenea subiecte nu au nicio legătură cu activitatea președintelui și a președinției.